mulțumesc și vă felicit, frate Stefan Dorușea. Faceți aceste poze, continuați de catechetice aici. O să vă cer îngăduință să stau jos, să fac așa dumneavoastră. Și vă mulțumesc și eu că ați făcut de poze pe cunoi în seara aceasta. Avem câțiva idoriași de la Biserica Sfântului Diego, de la care salut, cu bucurie. Vă spun că intervenția mea nu va fi foarte lungă. Mi-am pus aici o foiță, mi-am notat câteva începuturi de fragmente, așa de expresii. Și să mă mulțumesc mai întâi că mă bucur că suntem în această formulă cu Părintele Bogdan Bădiță, care face o lucrare cu totul deosebită în cadrul Trinitas și care ne-a prezentat, așa cum ați auzit, un fragment dintr-un nimic pe care îl veți avea la îndemână aici. M-am bucurat de aici pentru faptul că ați programat să fie asociată vorbirea despre Părintele Galeriu cu vorbirea despre Părintele Bordașiu Nicolae. Foarte pe scurt voi aminti și eu că de mult a fost programat la un simpozion la facultatea noastră, practic în zilele 12-13 noiembrie, iar în ziua de 12 noiembrie, Părintele Bordașiu era programat să vorbească despre Părintele Galeriu pe la ora 11, așa dimineața. Numai că Domnul a rânduit altfel, chiar ne gândeam nu să vorbească despre Părintele Galeriu, ci să vorbească cu Părintele Galeriu. Pentru că Părintele Nicolae Bordașiu a trecut la Domnul în ziua de vineri, deci dinainte de simpozionul nostru, vineri seara. Și am avut privilegiu să ia profesor pe amândoi. Pe Părintele Bordașiu Nicolae am avut profesor împreună cu Părintele Paroh de aici, din Obilică, și chiar de până la niște amintiri în această privință. Eu l-am avut profesor la seminar când am început la Radu Vodă, în 1971. Doar două cuvinte despre Părintele Nicolae Bordașiu mai întâi, ca apoi să trecem la Părintele Galeriu. Și mi-a fost profesor și director. Până a plecat în Franța, cu binecuvântarea Patriarhului Justinian Marina de atunci, 2 ani de zile l-am avut profesor în seria noastră. Și nu știam atunci ce am aflat după Revoluție și ceea ce știu acum. Nu știam că Părintele Bordașiu a fost deținut politic, noi elevii lui. Nu știam, nu se discuta aceste lucruri. Nu știam, de exemplu, că a fost fugar din 1948 până în 1955, pentru că era condamnat și a fi trebuit să intre în închisoare. Și a fost 7 ani ascuns. Pe unde s-a putut? Dar tot un fel de închisoare a fost și asta, dar nu putea să comunice nici cu părinții lui. Iar din 1955 până în 64 a fost deținut. Și iarăși, în ultima vreme, foarte multe lucruri despre care nu știam, le-am aflat de la emisiunea Profesioniștii, pe care vă întreb să o vedeți. Se găsește pe internet ușor, vă poate ajuta cineva care știe să caute, emisiunea realizată de Eugenia Vodă, la care Părintele Bordașiu a spus niște lucruri cu totul deosebite. M-a impresionat foarte mult, împreună cu soția mea care este aici, am urmărit emisiunea, vă spun, au fost momente cu lacrimi, cu lacrimi, pentru că ne-a fost profesor, ne-am întâlnit după aceea de foarte multe ori și nu știam acele lucruri. O emisiune foarte frumos realizată, când de altfel sunt toate realizate de Eugenia Vodă. Ceea ce vreau să mai pomenesc este faptul că nu doar Părintele Bordașiu a fost dintre profesorii noștri deținut politic. La vremea aceea, prin lucrarea extraordinară a Patriarhului Justinian Marina, au mai fost recuperați încă 3 foști deținuți politici. E vorba de Părintele Gheorghe Calșu, despre care toată lumea știe. E vorba de Părintele Sebastian Chilea, foarte învățat, doctor în filozofie, cu lucrarea etică și estetică. Și e vorba de profesorul Gheorghe Mușu, de istorie și limbi clasice, un enciclopedist. Iată că
în șirul profesorul nostru de la Radu Vodă, erau și patru foști deținuți politici. Ceea ce, sigur că arată lucrarea și curajul și trecerea pe care o aveau înaintea autorităților Patriarhul Justinian Maria. Ei bine, despre Părintele Galeriu, acum nu am să vă vorbesc nici cum a fost profesor, ca profesor, nici în calitatea lui de preot sau duhovnic, l-am avut o vreme și duhovnic, împreună cu soția, un număr de ani, ci aș vrea câteva clipei așa din profilul lui ca om. Și știți de ce m-am gândit așa? Pentru că ceea ce o să pomenesc este la îndemâna dumneavoastră tuturor, care nu sunteți preoți, nu sunteți profesori, nu sunteți duhovnici. Și la îndemâna noastră ca oameni. Până oară, am spus la Biserica Silvestru, în urmă cu o lună și ceva, când a fost invitat să vorbesc despre Părintele Galeriu, într-o luni seara, și acolo a venit să mă întâlnire Părintele Vordașiu, deci am venit să te salut, am venit să te aud, să te ascult. Părinte profesor, eu trebuie să vă ascult pe dumneavoastră, foarte sincer i-am spus. Și nu, am venit să-ți aduc și niște cărți. Și mi-a adus aici, le-am adus după să vi le arăt. Aici este o broșură, un fel de echip. Aici o carte de care, o carte de care s-a ocupat, de la Săbolciu, la Alba Iulia, Părintele Nicolae Malința. După aceea, ceea ce a pomenit și fratele Stelian, doi unioniști din Busasău de Criș, preoții Gabriel Ioban și Gheorghe Bordașiu, tatăl dânsului. Și mi l-a dat Părintele Bordașiu în Sfântul Altar. M-am bucurat tare mult, l-am îmbrățișat, i-am mulțumit și am dus să vi-l arăt și dumneavoastră. Ele sunt la îndemână în librării. Acum, despre Părintele Galeriu, ziceam că am ținut așa o mică conferință, cum va fi și aceasta, și am zis că dacă mi s-ar cere un singur cuvânt să spun despre Părintele, nominalizând o singură calitate, aș zice aceea de bun. A fost un om bun. Preot bun, profesor bun, duhovnic bun. Și această bunătate s-a manifestat concret, în primul rând, printr-o atitudine binevoitoare. Față de toată, față de noi foști studenți, mai apoi doctoranți, mă bucur că este aici fratele Victor Marola, care a fost unul dintre doctoranții foarte apropiați ai Părintelui Galeriu și după mine o să vreau să spună câteva cuvinte. Și cei care l-ați avut și l-am cunoscut, ne amintim cum avea o față senină, te duceai cu curaj, nu cu frică, la dânsul și îmi amintesc concret că această bunătate și bunăvoință se manifesta prin disponibilitate. Deci era un om foarte ocupat, foarte solicitat, mai ales după Revoluție, televiziunea, radio, presa, toți vreau cu Părintele. Fii duhovnicești, oamenii din țară, călugări, călugărițe, noi, studenții și doctoranții lui. Dânsul își făcea timp pentru fiecare, sigur că de multe ori trecea miezunății, fără să fie mâncat. Eu uneori așteptam la urmă, zic, stau la urmă de tot, așa vreau, că să las viața, era mai departe. Și mă chema și la masă, la gustarea aceea. Și mai vorbeam și acolo. Doamna Proteasa Argentina avea grijă să-i pună acolo ceea ce putea să mănânce Părintele după miezul nopții. Vă spun, cu această ocazie, sau cu aceste ocazii, Părintele a rostit niște cuvinte care au rămas memorabile. Chiar mă gândeam să vorbesc cu doamna Iulia Chiria, care a fost secretar, așa, neoficială, dar mulți ani a fost alături de dânsul, până a trecut la cele veșnice, și care a luptat mereu, mereu câte ceva din spusele Părintele. Sunt cuvinte antologice, dar ele se leagă întotdeauna de o împrejurare concretă. Până oară, într-o seară, noapte, trebuia să-mi semneze și mie un referat la doctorat. Nu de mult, și în sfârșit, când am ajuns și la Părintele, era epuizat. Și atunci mi-am cerut iertare, pentru că trebuie să
vă supăr și eu acum și nu mai conteneam eu cu iertăciune, la care el, te rog, frate, ascultă. Zice, eu nu mă supăr decât pe propriile mele păcate. Mi-a zis vorba aceasta, sigur că am prins curaj, mi-a intrat în minte. Și așa s-a comportat părintele tot timpul. Se mai supărea el așa ca om, dar foarte puțin. Dar mi-a spus că nouă tuturor, dacă ne supărăm pe ceva, să ne supărăm pe propriile păcate. Apoi avea o deviză, un principiu de viață, despre care poate ați mai auzit. Deci așa, pot să renunț, dar nu pot să refuz. Adică, pot să renunț la comoditatea mea, la proiectele mele, dar nu pot să refuz pe cine vine la mine să vorbească cu mine, sau vreau un referat, sau vreau o prefață, sau vreau câte ceva. Și o ultimă semnare pe care mi-am făcut-o aici, ar fi multe, dar, repet, dacă Dumnezeu ne va da sănătate și va binecuvânta acest gând, astăzi, în seara aceasta m-am gândit. Se iau legătura cu doamna Iulia, dânsa și-a notat foarte mult, și nu numai dânsa. Și câțiva dintre noi, dintre ucenicii lui, va ieși o antologie de mare frumusețe cu vorbele memorabile ale părintelui Galeriu. Mai spunea dânsul așa, numai în pomul care dă roade, sau numai în pomul cu roade, se aruncă cu retelie. După Revoluție, și până ziua de azi, atunci pot să se arunce în biserică, în personalități, chiar în persoană, în dânsul. Au fost niște vorbe, sau cu unea, sau altea, și spunea părintele, dacă un pom are roade, fructe, se aruncă în el ca să cadă o fructă. Deci nu vă necăjiți. Nu vă necăjiți. Și, înainte de a încheia, aș vrea să vă spun că am făcut așa o asociere, peste timp, analizând cuvântul fericire, am avut nevoie la o catecheză despre fericire, în general. M-am dus așa la dicționar să văd unde vine cuvântul fericire. Știam, felix, fericis, dar în dicționarul Chișerab, în oară latin-francez, sunt foarte multe sensuri. Și la un moment dat, nu știu, al patrulea sau al cincilea sens, acolo, în traducere, fericit înseamnă rodnic, roditor. Și se dădeau și niște exemple. Felix regio, în oară, regiune fertilă. Fericit, regiune fertilă. Felix arbor, arbore sau pom fructifer, pom roditor. Deci, fericit înseamnă, de fapt, roditor. Omul cu adevărat fericit este cel care lasă ceva în urma lui, sau care se străduiește să facă ceva. De la lucrurile casnice, aparent mărunte, sunteți aici în gospodine, care nu va fi, nu sunteți nici academicieni, nici scriitori, nici scriitoare, dar produceți ceva în fiecare zi. Ei, asta înseamnă fericire. Părintele Galeriu era un felix arbor. Era un arbore roditor. O personalitate roditoare de care ne-am bucurat toți și căruia îi rămânem recunoscători. Mă opresc aici și dacă vor fi întrebări, răspund cu drag. Am mai scris despre Părintele ca profesor, așa dacă sunteți interesați, chiar în ziarul Lumina de astăzi. Îl găsiți și pe internet, este acolo un medaliu, mi s-a cerut de la Lumina să scriu și am scris despre dânsul ca profesor, dar mai mult decât profesor, ca educator. Și cei interesați pot găsi acolo. Plus că am mai scris și în altă poșetă. Vă mai scrie dacă Dumnezeu ne undeva da zi. Vă mulțumesc și mă bucur încă o dată că sunteți împreună cu noi să ne exprimăm recunoștința și prețuirea față de Părintele Profesor Constantin Galeriu, față de Părintele Profesor Nicolae Bordașiu și față de coridorii României de care ne bucurăm noi astăzi. Vă mulțumesc!